Un tânăr de 22 de ani a fost depistat în data de 28 iulie de polițiști în timp ce conducea autoturismul pe raza comunei Gălănești cu viteza de 103 km pe oră. El a fost amendat și i s-a reținut permisul de conducere pentru o perioadă de 90 de zile. Șoferul vitezoman a fost depistat marți 28 iulie, când Serviciul Rutier și Serviciul de Ordine Publică Suceava au organizat și desfășurat o acțiune în sistem integrat pe raza municipiilor Suceava, Rădăuți, orașului Vicov de Sus și comunele arondate, pe linia verificării autovehiculelor înmatriculate în alte state, precum și pe linia prevenirii și combaterii transportului ilicit de material lemnos. Astfel, au fost aplicate 50 de sancțiuni contravenționale în valoare de 22.190 de lei și 39,46 metri cub de material lemnos a fost reținut în vederea stabilirii provenienței. Polițiștii au mai procedat la verificarea a 58 de autoturisme înmatriculate în străinătate și au reținut 4 permise de conducere. Pe raza localității Marginea, polițiștii au depistat un bărbat de 27 de ani din comuna Berchișești, care conducea autocamionul cu remorcă și care transporta cantitatea de 39,46 metri cub material lemnos, fără a fi completate în mod corespunzător documentele de transport. Conducătorul auto a fost sancționat conform prevederii legii numărul 171/2010 cu suma de 5.000 de lei, iar materialul lemnos a fost reținut în vederea continuării cercetărilor.